Luna octombrie aduce o serie de evenimente astrologice de impact major, marcate de eclipse și aspecte planetare care vor influența semnificativ starea emoțională, deciziile și relațiile fiecăruia dintre noi. Într-o perioadă de tranziție cosmică, energia eclipsei de soare și a lunii noi ne vor provoca să reevaluăm direcțiile în care ne îndreptăm, atât pe plan personal, cât și profesional. Tensiunile emoționale vor fi resimțite mai puternic de unele semne zodiacale, în special de balanță, însă aspectele favorabile aduse de Venus și Saturn vor echilibra atmosfera spre mijlocul săptămânii. Berbec. Berbecilor nu li se recomandă să se ocupe de problemele legale, să viziteze autoritățile sau să gestioneze contactele. Este mai bine să dedici săptămâna sănătății tale, să-ți adaptezi stilul de viață către ceva mai sănătos și, de asemenea, să dedici timp pentru a face sport și a întâlni prietenii. Reprezentanții semnului ar trebui să planifice o vacanță, deoarece în octombrie este extrem de dificil să menține un potențial energetic ridicat. Sfera romantică va încânta berbecul cu cunoștințe interesante în prima jumătate a săptămânii. Taur. Taurul poate face față în siguranță problemelor de carieră și își poate consolida poziția în domeniul profesional. Ei vor avea toate șansele să ocupe un nou post sau să-și schimbe locul de muncă cu unul mai promițător în a doua jumătate a săptămânii. Situația financiară promite să rămână stabilă, dar achizițiile majore de proprietăți ar trebui amânate până la o perioadă mai favorabilă. Sănătatea va fi destul de bună, dar la sfârșitul săptămânii vor exista riscuri grave de răni și arsuri. Taurul născut la începutul lunii mai va putea îmbunătăți relațiile cu familia lui, iar reprezentanții zodiei născuți la sfârșitul lunii aprilie vor fi ocupați cu problemele copiilor și nu numai cu ale lor. Gemeni. Pentru gemeni, săptămâna nu promite niciun eveniment important. Un stil de viață solitar și a-ți urmări hobby-urile creative preferate te vor ajuta să eviți posibile necazuri în weekend. Reprezentanții zodiei ar trebui să evite contactul cu prietenii, mai ales dacă aceștia din urmă sunt berbec, scorpion sau capricorn. Există riscuri mari de a ajunge în situații de conflict și chiar de a pierde prietenile pentru totdeauna. Sănătatea va depinde în întregime de emoțiile trăite, iar manifestările psihosomatice sunt posibile în timpul eclipsei de soare. Sfera romantică a vieții poate prezenta oportunități ample pentru acei gemeni care se angajează în relații serioase și pe termen lung. Rac. Racilor le va fi greu să mențină stabilitatea și calmul în timpul eclipsei de soare, iar numărul provocărilor altora nu va face decât să crească. A doua jumătate a săptămânii se anunță mai favorabilă, mai ales din punct de vedere material. Aici veți avea ocazia să vă consolidați poziția, să obțineți perspective de creștere a veniturilor și, de asemenea, să faceți investiții de succes. Afacerile profesionale vor necesita multă răbdare și efort din partea racului, iar în sfera romantică se așteaptă o oarecare acalmie. Reprezentanții acestui semn de apă, care nu sunt încă într-o relație, pot deveni în mod neașteptat interesați de cineva din mediul lor. Leu. Leii sunt sfătuiți să țină gura aproape toată săptămâna, să evite conflictele și să încerce să nu cheltuiască banii sub influența emoțiilor. În acest caz, nu numai că își vor păstra bunăstarea, ci și locurile de muncă și mediul prietenos. Leii care sunt creativi vor avea oportunități de a și demonstra abilitățile și talentele, de a obține aprobare și de a câștiga popularitate. Sănătatea va fi constant bună, dar riscurile de accidentare la sfârșitul săptămânii vor fi foarte mari. Prin urmare, recomandările generale de călătorie pentru Lviv vor rămâne relevante. Fecioară. Fecioarele plănuiesc transformări interne importante, prin care vor avea ocazia să atingă un nou nivel de conștientizare. Schimbările interne vor duce și la cele externe, întrucât sunt planificate o serie de evenimente legate de carieră, muncă, educație, dragoste și sănătate. Mulți își vor actualiza planurile pentru viitor, vor face ajustări și chiar vor schimba cursul.
Plimbările în natură vor căpăta o semnificație deosebită pentru fecioare în această perioadă, deoarece nu numai că vor avea un efect benefic asupra bunăstărilor, dar vor contribui la apariția unor perspective despre ei înșiși și despre sarcinile lor de viață. Balanță. Balanța va avea o perioadă deosebită de dificilă în timpul eclipsei de soare, așa că chiar și meditația și autoantrenamentul pot deveni relevante, capabile să calmeze puțin mintea și să ușureze sentimentul de anxietate. Mulți vor da dovadă de agresivitate și intoleranță neobișnuită, vor intra în conflicte, insistând pe cont propriu cu orice preț. Psihosomatica se poate manifesta integral marți și miercuri. A doua jumătate a săptămânii va fi mai armonioasă, mai ales pentru acei reprezentanți ai zodiei de aer care vor reuși să nu treacă de linia instabilităților emoționale, nu vor sparge geamurile și nu vor distruge parteneriatele. Sfera financiară a balanței va începe să se îmbunătățească începând de vineri. Scorpion. Scorpionii vor găsi o modalitate bună de a echilibra schimbările de dispoziție prin curățarea spațiului din jur. Mulți vor fi absorbiți de curățarea generală, reparațiile cosmetice și îmbunătățirea laturii materiale a vieții. Apropo, majoritatea vor obține rezultate uimitoare în acest sens. Sfera financiară a scorpionilor va primi unele perspective de îmbunătățire miercuri-joi, iar sănătatea va rămâne stabilă chiar și în weekend. Conflictul și causticismul vor fi inerente reprezentanților acestui semn de apă duminică, dar scorpionii vor putea sublima aceste energii în ceva interesant și creativ. Săgetător. Săgetătorilor le este recomandat să aibă grijă de afacerile profesionale și de venitul personal. Unii oameni trebuie să facă un audit al cheltuielilor lor. Mulți oameni vor fi surprinși să găsească o cantitate decentă de articole mici care au fost achiziționate din motive necunoscute și nu sunt folosite. În sfera romantică, sunt planificate cunoștințe, întâlniri, precum și apariția unor fani destul de promițători. Săgetătorii ar trebui să lucreze și la imaginea lor publică, deoarece în viitorul apropiat poate exista oportunitate de a ajunge la un public larg cu ideile sau proiectele lor. Capricorn. Capricornii vor trebui să aibă grijă de propria lor educație, pregătire avansată, precum și probleme de carieră sau un nou loc de muncă. Ofertele dintr-o zonă de afaceri sau activitate complet neașteptată pot ajunge în a doua jumătate a săptămânii și aici merită să analizăm foarte serios posibilele perspective. Capricornii ar trebui să dedice timp sănătăților în weekend, iar accentul ar trebui să fie pus nu pe medicamente și tratamente, ci pe alimentație și tipare de somn. Este mai bine să planificați o vizită la cosmetologi sâmbătă și tratamente spa relaxante până duminică. Vărsător. Vărsătorii vor putea supraviețui destul de calm perioada eclipsei de soare, datorită faptului că vor fi ocupați cu probleme și soluții la scară globală, dar nu la scară cosmică. Reprezentanții zodiei se pot lăsa duși de idei noi progresiste, concepte neobișnuite și imagini ale viitorului. Iar unii reprezentanți activi ai acestui semn de aer vor putea chiar să găsească asociați și oameni care își împărtășesc opiniile și sunt gata să lucreze împreună pentru binele comun. Sănătatea va fi stabilă până duminică, dar în weekend vărsătorii ar trebui să aibă grijă de gât, deoarece riscurile de răceală și infecții sunt mari. Sfera romantică va fi activă pentru cei care caută o relație permanentă și serioasă. Pești. Peștii vor avea ocazia să se împace cu cei cu care au fost de mult timp în conflict și vor putea, de asemenea, să armonizeze relațiile cu unele rude problematice. Aici va fi important să vorbim dintr-o poziție deschisă și egală, pentru a evita mentoratul și predarea, precum și judecata și critica. Mulți își vor putea îmbunătăți situația financiară în a doua jumătate a săptămânii și vor cheltui fondurile eliberate pentru propriile plăceri și achiziții plăcute. Sfera romantică îi va încânta pe pești cu proiecte comune cu parteneri, precum și cu weekenduri plăcute. Prevenirea sănătății merită să aveți grijă pentru cei care au probleme renale cronice. La revedere, draga mea!
Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!